La 7 ani identifici fericirea cu o pauză la școală, cu o joacă. Un alt băiat aseară îmi spunea, trecând prin mall aici la voi la Timișoara, tată, eu aș fi fericit dacă aș avea Adidas Jordan. Fiecare vede fericirea într-un mod diferit. Tinerii văd fericirea într-o căsătorie, cu o fată frumoasă, cu un băiat frumos. Iar când ești bătrân, cu mult respect pentru frații în vârstă, știți cum văd ei fericirea? Astăzi, zice, nu mă dur spatele. Vedeți, fericirea o vedem în funcție de maturitatea noastră, de experiențele acumulate. Dați-mi voie să apreciez părinții care au venit cu copiii la binecuvântare, ei au înțeles în dimineața aceasta că nu există fericire fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, în psalmul pe care l-am citit, am observat că există o parte pe care o face Dumnezeu și există o parte pe care trebuie să o facem noi. Dumnezeu în primele versete spune, Biblia se implică în zidirea casei noastre, în paza casei noastre și în binecuvântarea casei noastre. Mi-aduc aminte când ne-am mutat din Arad la Vețel, lângă Deva, aveam o căsuță acolo cumpărată undeva la marginea comunei, numai câmpii era pe lângă noi și câțiva ani de zile până am reușit să ne facem gardul, să ne punem la punct lucrurile, puteam să spunem că suntem în câmp. Când deschideam ușa, era porumbul și greu. Și de multe ori soția rămânea cu inima așa, plină de emoție, plină de teamă. Eu mergeam în evanghelizare, în misiune și ea era în câmp. Și stăteau și se gândeau, oare o să mă păzească cineva? Și eram în Bucovina la un moment dat și a zis Domnul că de multe ori soția ta se îngrijorează. Oare este cineva care păzește casa? Și au zis Domnul, am pus îngerul meu și ori de câte ori tu ești plecat. Îngerii stau în prejurul casei tale și o păzesc. Și vreau să vă spun că la cei de lângă noi li s-au mai furat lucruri, au mai avut pagube, au mai avut probleme. Pe noi Dumnezeu ne-a păzit. Nu că am avut camere video. Avem lângă noi un vecin și a băgat cea mai tare cameră video, își permite, e om cu bani, să știți că și camera video pentru hoții e o provocare. Zice, mă, sistemul ăsta încă nu l-am atacat. Și așa au și fost. O intrat în casă, la noi s-au împlinit și la voi s-au împlinit și au spus salmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, dai liniște de plină în locuința mea. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Iubiții mei, în această dimineață vreau să am câteva cuvinte după care mă voi retrage și vreau să spun patru mari adevăruri despre copii. Patru mari adevăruri despre copii și aceste adevăruri aș dori să ne responsabilizeze pe noi ca și părinți. În primul rând, învăț din acest psalm faptul că copiii sunt proprietatea lui Dumnezeu. Proprietatea lui Dumnezeu. Versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Vedeți, Biblia nu spune că ei sunt un cadou pentru noi, ci spune că sunt o moștenire. Dacă las să tata o moștenire băiatului, poate să-l ia oricând la rost despre felul în care băiatul îngrijește de moștenire. Dacă eu îți fac cadou un telefon sau altceva, eu nu pot să te iau la rost ce faci cu cadoul. Cadoul este una, moștenirea este cu totul altceva. În Isaia 8:18 spunea aici cuvântul Domnului, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, îi am de la El. El i-a programat în viața familiei mele, El a știut cât vrea să-mi dea, El a știut când să-mi dea, El a știut ce să-mi dea. Câți nu-și doresc fete cu băieți sau cum vor fiecare. Dumnezeu are la fiecare numărul stabilit. Important este ca noi să stăm în frică de El, în respect și în ascultare. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, părinți, noi ca și părinți suntem doar mijlocul și modul prin care Dumnezeu îi trimite în lumea noastră. Sunt doar două lucruri pe care le ducem cu noi din viața aceasta. Faptele noastre și copiii. Și ar trebui să ne îngrijim mai mult de ceea ce ducem cu noi decât de ceea ce lăsăm aici.
Diavolul că va căuta ție ca și părinte să-ți dea absolut ce-ți dorești ca să-ți distragă atenția de la copilul tău. Mai subliniez un adevăr, pentru că copiii sunt ai Domnului, ți se va cere socoteală în ziua când vei pleca de aici despre felul în care i-ai crescut. De ce? Oamenii de mâine sunt copiii de astăzi. Cât de mult te ocupi de moștenirea lui Dumnezeu? Vedeți, au fost o vreme în bisericile noastre când foarte mulți ne-am pus nume din Biblie copiilor noștri. Și nu e un lucru rău ăsta, e foarte bun. Dar scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat. O zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă, sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. De aceea, iubiții mei, astăzi vreau să conștientizăm că nu e suficient să pui un nume frumos copilului tău. Trebuie să-l și îl crești frumos. Doamne, ajută-ne la asta. Într-un magazin Lidl din România, o doamnă striga la copilul ei și nu pot să reproduc aici la anvon cum s-a adresat copilului ei. Aproape că l-a înjurat. Dar știți ce nume i-a pus la copil? Serafim. Serafim. Și spunea cineva care a asistat la discuția de acolo, a zis, o mamă vorbea într-un mod demonic cu un înger. Că Serafim e nume de înger. Iubiții mei, părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Eu nu pot să vă dau vouă, dumneavoastră, ceva ce nu am. Fiecare dintre noi dăm celui de lângă noi ceea ce avem în inimă. De aceea, dacă vreau să dau cuvântul lui Dumnezeu copilului meu, trebuie să fiu eu plin de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreau să-i dau o ascultare, trebuie să rămân eu sub ascultare. Rămânerea sub autoritate îți dă autoritate. Îmi spunea un băiat, tatăl meu, când m-a prins că fumam la 12 ani, m-a bătut cu cureaua acea lată de la armată. Ce nu știa tata era, spunea băiatul ăsta la mărturisire, am stat 3 ore cu el, nu spun nume, nu spun localități. Ce nu știa tata este că și eu l-am prins pe el, trăind diferit de cum îmi cerea mie să trăiesc. Și o zis, frate Cristi, o zis băiatul ăsta, la 18 ani m-am urcat în mașină și am ieșit pe la Nădlac din țară. Și am fost abonat la cele mai mari cazinouri din Europa. Și mi-am trăit viața departe de Dumnezeu. De ce? Că un tată, spunea el, mi-a cerut să trăiesc ceea ce el nu trăia. O zis, dacă tatăl meu ar fi trăit, nici nu trebuia să mă bată. Mi-ar fi fost frică, că știam că umblă cu Dumnezeu. Iubiți părinți, n-am venit să vă dau lecții astăzi. Mi-a zis cineva, Cristi, încă predici ușor că îi acoperi pe toți cu o plapumă. Acum am nevoie de 2, că-s 8. Mulțumesc, Domnul, să vă dea și vouă cel puțin. Da. O zis, încă vorbești ușor că ți-s mici, nu ți-o ieși rațele la apă, zici. Iubiții mei, nu vorbesc din experiența mea, vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că există o ordine. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Duhul Sfânt, tata, mama și copiii. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem rostul și locul în care ne-ai pus. Iubiții mei, spune în Judecător 13:8, Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis. Dar de ce? Să facem un selfie cu el. Nu. Vreau să mai vină omul lui Dumnezeu ca să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Iubiții mei, asta este ordinea corectă. Eu învăț de la Dumnezeu și copiii mei învață de la mine. Și eu voi putea să-i învăț pe ei dacă și eu am învățat ceea ce trebuia din partea lui Dumnezeu. James Dobson, unul din cei mai puternici consilieri creștini pe teme de familie, spunea așa: odată ce copiii au apărut în familia voastră, ei trebuie incluși cu orice preț în programul vostru zilnic. Nu ne ajustăm pe ei în funcție de programul nostru, ci ne ajustăm programul în funcție de ei. Doamne, ajută-ne la asta. O spun asta ca și tânăr slujitor. Nu am experiența altor frați care sunt în vârstă aici. Dar dacă avem unele probleme la consilieri, este că undeva un tată sau o mamă n-au fost interesați ca în moștenirea pe care au primit-o de la Dumnezeu
să seamene ceea ce trebuie să seamene. 2. Ce mai învăț din acest psalm, iubiții mei? Faptul că copiii sunt niște săgeți. Niște săgeți. Spune versetul 4. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Și acum o să vă întristați pentru ceea ce vă spun, dar trebuie să spun. Copiii, pentru că sunt niște săgeți, nu vor sta cu voi toată viața. Săgeata nu-i făcută ca să-ți faci poze cu ea sau să o ții în tolbă toată ziua. Săgeata este construită ca să plece, să zboare, mai devreme sau mai târziu. Timișoara, Cluj, Iași, căsătoria, Belgia, America și mai știu eu ce alte locuri îi așteaptă. Iubiți părinți, cu deosebită prețuire, vă rog să primiți un sfat din partea mea. După ce săgeata pleacă din arc, nu prea mai poți să faci multe lucruri. În afară să te rogi pentru copilul tău, nu mai ai ce să faci. Dar să-l pui la rugăciune, nu mai poți. Când e plecat la construcții în Anglia, sau cine știu eu, în Spania, sau oriunde, nu mai poți să-i spui, vezi că acum trebuie să citim din Biblie psalmul 1. Nu mai poți să-l chem la rugăciune cum puteai să-l chem când era acasă. Nu mai poți să le duci prea mult, pentru că e la distanță. Iubiții mei, haideți să ne uităm împreună din ce este compusă o săgeată. Fiecare dintre voi ați văzut o săgeată. În primul rând, săgeata are vârf, are un vârf. Și am asemănat vârful săgeții cu darurile copilului. Sunt daruri native pe care le primim la naștere. De exemplu, darul de a cânta este un dar nativ. Darul de a proroci este un dar primit la botezul cu Duhul Sfânt sau mai târziu. Important nu este în primul rând ce dar ai, important este în primul rând cum îți folosești darul. De exemplu, sunt oameni care cântă și în timp ce ei cântă într-o discotecă, două persoane din două familii diferite dansează și distrug două familii. Deci tu faci fundal muzical pentru curvie și folosești vârful săgeții pentru păcat, deși ai un dar foarte frumos de a cânta. Și sunt oameni care cântă în biserică și în timp ce ei cântă, cineva plânge în bancă și spune, cântarea asta e pentru mine. E viața pe care eu o trăiesc departe de Dumnezeu și vreau să mă întorc acasă. Iubiții mei, în al doilea rând, o săgeată pe lângă care un vârf are și o tijă. O tijă. Este acel lemn lung sau oțel care trebuie să fie perfect drept. Dacă nu este drept, totul se va ruina. Dacă ai o săgeată strâmbă, ea nu-și va atinge ținta. De aceea vreau să spun astăzi, copiii noștri au nevoie ca noi să ne ocupăm de caracterul lor mai mult decât de darul lor. Copiii mei care au cântat, niciunul dintre ei nu are telefonul lor personal. A avea telefon nu-i păcat. Telefonul este pregătit pentru ei, ei nu sunt pregătiți pentru telefon. În România, de la 6 ani, copiii care au telefon consumă și nu pot să spun la amvon ce consumă. Dar pentru că lucrez în informatică, știu ce consumă. Atenție! Din cauza acestui telefon sunt familii care s-au despărțit. Din cauza acestui telefon sunt oameni care s-au pocăit. Telefonul în sine nu-i păcat, el este neutru. Însă eu voi folosi telefonul în funcție de caracterul meu. Exact așa este cu săgeata. Eu voi folosi vârful săgeții în funcție de caracterul meu. Mă uit acum în sală și încerc să identific tineri care încă nu s-au căsătorit. Sunteți tare binecuvântați că mai puteți alege. Cei care v-ați căsătorit nu mai aveți ce face. Există o vorbă, alege pe cine să iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Amin. Nu știu cine o zis amin, aia căsătoriți sau aia necăsătoriți. Ce vreau să vă spun astăzi, iubiți tineri, cu mult respect, cu multă prețuire, nu alegeți în funcție de material, nu alegeți în funcție de vârful săgeții, nu alegeți în funcție de biceps, de botox, de alte lucruri, de casă și de mașină. Alegeți în funcție de tijă, alegeți în funcție de caracter. La ora 1 eu voi pune sacoul ăsta jos.
Caracterul nu am cum să-l pun jos. Eu îl car cu mine toată viața. Cea mai importantă valoare pe care noi avem în viața aceasta, iubiții mei, este caracterul. Că dacă are cea mai tare mașină din România și te minte în față, te bucuri, așa-i? Bă, zice, chiar dacă mă minte, dar măcar am încălzire în scaune. Dar asta e important. Iubiții mei, în această dimineață vreau să ne pregătim copiii pentru viață. Iubiți părinți, niciun războinic nu-și face săgeata când a început războiul. Orice războinic își pregătește săgeata înainte ca să înceapă războiul și înainte ca săgeata să plece din arc. Nu trebuie să-ți pedepsești copilul dacă o spart o farfurie, dar trebuie să-l pedepsești dacă te minte. Că farfurii poți să cumperi oricând. Minciuna îl va însoți în viață și va distruge căsnicia, locul de muncă și chiar veșnicia. De aceea astăzi vreau să ne ocupăm de caracter și Dumnezeu să ne ajute la asta. Dacă e un om cinstit și dacă mănâncă pâine cu un soare și cu boia lângă tine și stați pe chirie, sunteți binecuvântați. Și dacă sunteți cei mai tari din lumea asta și nu puteți să mâncați împreună că n-aveți încredere în voi, ce ai câștigat? Apoi o săgeată mai are ceva. O săgeată are aripioare. Sunt două aripioare pe care săgeata le are, ca și două pene. Aceste două aripioare, iubiții mei, sunt foarte importante pentru ca atunci când săgeata zboară prin aer să-și păstreze direcția. Aceste două pene, aceste două aripioare împiedică oscilațiile săgeții. Și am asemănat lucrul acesta cu călăuzirea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, cu versetul 14. Că și toți cei ce vorbesc în alte limbi. Nu. Că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu e important numai săgeată. Nu e important doar caracterul. E importantă și călăuzirea Domnului. Iubiții mei, când am parcat mașina în fața voastră, GPS-ul mi-a spus că ai ajuns la destinație. Desigur că n-am ajuns la destinație, destinația noastră este în cer, noi suntem doar în trecere. Dar vreau să vă dau un exemplu legat de GPS. Nu-i suficient să ai GPS în mașină. Atunci când am intrat în Timișoara azi dimineață, eu puteam să zic, nu am nevoie de GPS, mă duc eu unde vreau eu. Vedeți? Duhul Sfânt poate fi asemănat cu GPS-ul. Nu e suficient să-l ai în mașină, trebuie să asculți de el dacă vrei să ajungi la destinație. Te întreb astăzi, mai ești sub călăuzirea Duhului Sfânt? Ce mai are săgeata? Și cu asta închei punctul 2. Săgeata mai are o crestătură. La capătul opus vârfului, coarda de la arc se lipește într-o crestătură a săgeții. Ăla e punctul de tampon, ăla e punctul de plecare. Și am asemănat crestătura cu anturajul. Cu anturajul. Anturajul ne definește în viață. Eram foarte supărat pe mama și pe tata când eram copil. În fiecare zi mă întrebau, cu cine stai în bancă la școală? Nu puteam să-i spun că e treaba ta, că îmi făcea freza pe loc. Imediat era, acum s-o schimba vremurile, știți? Dar nu puteam să comentez. Dar mă supărau părinții, de ce toată ziua mă întreabă? Când ieșeam de la biserică, erau cu ochii pe noi. Și îmi spunea, cu ăla n-ai voie să pretenești. Cu ăla n-ai voie. Dar de ce? Nu pot să spun de ce, dar trebuie să ne asculți. Acum mă uit la copiii din sală, care sunteți încă copii, și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu vă cere să vă înțelegeți părinții, ci să ascultați părinții. Niciodată nu o să vă puteți înțelege părinții până când nu o să schimbați voi pampers la copiii voștri și nu o să cumpărați voi nan 3. Dacă nu știți ce înseamnă nan 3, o să înțelegeți mai târziu. N-ai cum să înțelegi părintele tău decât când o să fii tu părinte. Eu cunosc mai multe fete care și-au sunat mama după căsătorie, după ce a venit primul copil și au zis, mami, te rog să mă ierți. Acum știu ce înseamnă să te trezești noaptea. Acum știu ce înseamnă să te cheltuiești.
Mama mea avea o vorbă înainte să ne căsătoresc, să ne căsătorim, ne spunea mereu vorba asta: dragostea trece prin stomac. Eu mă tot gândeam cum poate să treacă I love you, je t'aime, sau alte lucruri prin stomac. Nu, n-am înțeles lucrul ăsta. Dar câteodată mama ne explica, când copilul urlă de foame, nu poți să-i spui I love you. Când copilul strigă de foame, trebuie să mergi și să faci lapte praf. Și mama vrea să ne spună cu alte cuvinte, nu-i suficient să fii pregătit hormonal pentru căsătorie sau ca și vârstă. Trebuie să pui ceva pe masă. Că dacă spui I love you, când soția face cozonaci și n-are cu ce să facă, cuptorul nu o să lucreze singur. Are nevoie să pui ceva în el. Iubiții mei, ca și părinți trebuie să fim interesați care sunt prietenii copiilor noștri. 90% din cazurile pe care le-am avut la mărturisire și care au fost copii plecați în lume, fii risipitori, au făcut-o din cauza anturajului greșit. Școala petrece 30 de ore pe săptămână, 35 de ore cu copilul tău. Este aici vreun tată care poate să-mi spună că petrece 35 de ore? Eu nu pot să vă spun asta. Mai spun ceva frumos. Diavolul petrece 24 din 24, faceți 24 ori 7 pe săptămână să lovească familia noastră. Și tu crezi că cu 10 minute de rugăciune o să faci față, așa-i? Te îndemn astăzi să te uiți cu cine prietenește copilul tău. Să te uiți cu cine prietenește fata ta și băiatul tău. De ce? Dacă stai lângă mere putrede, o să devii un măr putred. Într-o zi soția, împreună cu soția, am simțit un miros ciudat din cămara unde avem alimentele. Eu am crezut că, iertați-mă, eu am crezut că e un șoarec, m-am dus și am făcut bacon, cașcaval, pastă din aia ca să-l prind. Dimineața, nimic. O venit soția și a zis, aici nu este șoarec, aici este un cartof stricat. Am zis, n-are cum, dragă, că toți cartofii, uite-te la suprafață, toți cartofii sunt buni. O zis, da, dar ăla stricat nu stă în față, numai în spate stă. Stă ascuns. Stricăciunea stă sub covor, o ascunzi acolo, n-o publici pe Facebook. Nu ieși în față cu ea. Numai chiar dacă o bați sub covor, nu poți să-i oprești mirosul. Am dat cartofii noi la o parte și în spate era un cartof stricat. Iubiții mei, ascultați-mă. O zis Pavel către Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește câteva calități, dar cu cine? Împreună cu cei ce cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Vrei să fii curat ca tânăr, ca tânără? Stai cu băieții curat, stai cu fetele curate. Vrei să ai succes în viață? Stai lângă cei care vin la rugăciune, lângă cei care vin cu Biblia la biserică, lângă cei care sunt interesați să aibă frică de Domnul. 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. 3. Ce mai învăț din acest psalm, iubiții mei? Învăț faptul că copiii și părinții sunt implicați într-un război spiritual. Uitați-vă în acest psalm, niciunde nu găsesc cuvântul parc, hintă, topogan, mol, grădină zoologică, plimbări. Găsesc de câteva ori săgeți, război, tolbă, vrășmaș, poartă. Adică Solomon, atunci când a scris acest psalm, a vrut să ne transmită un mesaj. Viața nu e un meci doar. Viața nu e doar un apartament sau o casă pe care trebuie să o faci. Viața este un război. Și Samuel Brangle spune așa, marile bătălii care decid destinul nostru și al generațiilor viitoare nu se dau în locurile publice, ci în ceasurile de singurătate ale nopții. Dumnezeu îți trimite materialul de care ai nevoie pentru săgețile tale, dar cât de mult te ocupi tu ca părinte ca acea săgeată să fie pregătită pentru ziua luptei? Sau credeți că copiii noștri nu o să aibă lupte? M-am mutat din Arad în Timișoara în 2005 când am început Politehnica. La câteva zile după mutare m-au chemat niște colegi, prieteni, în ghilimele prieteni.
Și au zis, Cristi, ai scăpat de comitetul de la Arad, ai scăpat de păstor și ai scăpat de părinți. Poți să dai slavă Domnului și să vii cu noi în cluburi de noapte. Nu mai trebuie să fii la ora 10 seara acasă. Și mi-am dat seama în ziua aceea, dacă am putut să spun nu, a fost faptul că tata și mama, slujitorii bisericii și Dumnezeu, s-au ocupat să mă pregătească pentru ziua bătăliei, ziua luptei. Iubiți părinți, o tolbă plină cu săgeți rupte, neșlefuite, strâmbe, cu vârful tocit, va duce la eșecul săgeții și implicit la eșecul războinicului. Înfrângerile părinților din familie sunt în strânsă legătură de sau cu înfrângerile copiilor. Poți să te bucuri ca și părinte dacă copilul tău are o căsătorie ratată? Poți să te bucuri ca și părinte dacă copilul tău are orice vrei în lumea asta, dar nu mai vine la biserică? Iubiții mei, bucuriile părinților sunt la fel, dependente de biruințele copiilor. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Iubiții mei, părinții sunt asemănați în acest psalm cu războinicii. Oare îți dai seama că se dă o luptă pentru casa ta? Oare îți dai seama că nu-i vremea de mânca semințe și de stat picior peste picior, ci vremea în care trebuie să investim în copiii noștri? Iubiții mei, Marcu 8:36, și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Trebuie să fii conștient ca și părinte că următorii 40 de ani ai două variante, să plângi sau să te bucuri. Dacă în ăștia 20 de ani, când Dumnezeu ți-a dat copilul, te ocupi și îți faci partea. Biblia spune în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul, dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Iubiții mei, oare câte zile de post, câte zile de rugăciuni înălțăm pentru copiii noștri? Cum îi pregătim pentru viață? Eram într-o zi la cineva acasă, după slujbă, m-am pus undeva lângă sobă, la capătul mesei, aveam cămașa ud, am uitat să-mi iau una de schimb și a venit la mine gazda și a zis, frate Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. Nu știam la ce se referă, m-am uitat la covor, m-am uitat la scaun, de ce spune că e sfânt locul ăsta? Și îmi spunea băiatul acesta, am fost un tânăr rebel. La 15-16 ani ieșeam de acasă cu geacă de piele, cât mai mulată pe mine, plecam în discotecă, plecam în anturaje greșite. La 15-16 ani nu mai merge cu pedeapsa, aproape deloc. Și maică mi-a spunea doar atât, când ieșeam din casă, la ora 10 seara, știți că sunt copii care vin la 10 acasă și sunt copii care la 10 pleacă de acasă. Și maică mi-a spunea doar atât, când o să vii la noapte, o să mă găsești aici pe genunchi. Frate Cristi, veneam pe la 4-5 dimineața uneori, drogat, băut, cum se vine acasă la ora aia? Și mă apropiam de casă și ziceam, n-are cum să fie mama după 6 ore tot pe genunchi. Însă intram în casă și când mama auzea ușa, spunea amin. Și îmi spunea, bine ai venit acasă, noapte bună. Nu mai mers cu vorba, nu mai mers cu nuiaua, nu mai mers cu pedeapsa. Dar știți cu ce au mers? Cu rugăciunea. Frate Cristi, dacă sunt astăzi în biserică, dacă Dumnezeu m-a întors la El, este că locul pe care tu stai să mănânci astăzi, mama mea l-a bătucit cu genunchii. Și m-am întors la Domnul după moartea ei. Bulgării de pământ au acoperit trupul ei, dar n-au reușit să acopere rugăciunile ei. Iubiți părinți, iubiți frați și surori, astăzi ducem noi războiul ca și părinte. Mâine îl va duce copilul nostru.
Mai spun un caz și mă duc la ultimul punct. De ce spunem mărturii în predici? Ca să arătăm că în 2024 Evanghelia are putere. Am fost chemat vinerea trecută, nu ultima, ci cealaltă, la căpătâiul unui om bolnav, 59 de ani. Frate Cristi, mai știi că ai predicat la mormântarea mamei mele? Știu. Familie cu 17 copii. În urmă cu 7 ani am predicat la mormântarea mamei lui. Băiatul acesta de la 9 ani a fost un băiat mai deosebit ca și alții. Mai rebel. Mai neastâmpărat. Crescând, profitând de anturajul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, s-a dus în lume. A ajuns în 1986 să facă închisoare. Apoi a reușit să facă bani și a întemeiat o familie, soție, 5 copii, însă 50 de ani a trăit fără Dumnezeu. Am fost chemat la căpătâiul lui să mă rog pentru el. Și îmi spunea cu lacrimi în ochi, frate Cristi, mama mea a coborât în mormânt. Și știi că ai predicat la mormântarea ei. Cu o rană în inimă. Și rana aceea a fost făcută de mine. Dumnezeu a căutat prin multe metode să mă atragă la El. Că în Roman 2:4 spune că Dumnezeu încearcă prin bunătate. Printr-un frigider plin, printr-o mașină frumoasă, prin sănătate. Și cei mai puțini oameni se pocăiesc așa. Cei mai mulți, știți cum se pocăiesc? Ca fiul risipitor. Când ajung în faliment, când au familia distrusă, când au... Ce vreți dumneavoastră? Sănătatea praf. Avea un cearceaf peste el până aici, mi-o fojenă să zic, să tragă cearceaful. Însă mi-a spus așa, în urmă cu 2 ani, primul picior mi-a fost amputat. În urmă cu un an, al doilea picior mi-a fost amputat. Am crezut că pot să am succes fără Dumnezeu. M-am uitat în jur, în salonul în care eram, erau din familia lui cineva, familia ca și frate, soră, dar nu era soția și copii. Aveam să aflu mai târziu că de ani de zile nu mai caută nimeni. Că diavolul spune în Ioan 10:10, fură, înjunghie și prăpădește. Iisus dă viață și oferă viață din belșug. Îmi spunea printre lacrimi, frate Cristi, aș vrea să mă vadă mama că m-am întors. Numai că m-am întors fără două picioare. M-am dus acasă, mi-am strâns toți copiii lângă mine și le-am spus, există două feluri de pocăință. O pocăință în care totul merge bine și vii la Domnul și spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai făcut mult bine, de aceea vreau să mă pocăiesc. Sau există pocăință fără picioare. Există pocăință cu ficatul distrus după băutură, după bergambir. Există pocăință cu plămânii făcuți praf după Marlboro. Există pocăință și din asta. Acum voi alegeți. Eu vă îndemn să învățați de la alții și să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la asta. Îmi spunea băiatul acesta, mama, a plecat și nu m-a văzut că m-am pocăit. Dar știu că a plecat și până în ultimele secunde s-a rugat pentru mine. De ce? Mama o înțeles ceva ce băiatul nu a înțeles. Că se dă un război. Se dă un război pentru tine și pentru familia ta și mă rog astăzi războiul să-l câștigați împreună. Că spune versetul 5, ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai învăț ceva din acest psalm. Copiii, ca și săgețile, pleacă spre o țintă. Spre o țintă. Iar ținta nu stabilește săgeata, ci arcașul. Și tu ca părinte ar trebui să stai de vorbă cu generalul care coordonează lupta, care coordonează războiul și el să-ți transmită ție ca războinic care ar trebui să fie ținta copilului tău. Spunea apostolul Pavel în Filipeni 3:14, am înțeles care e ținta mea. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu. Asta e ținta mea, au zis Pavel. Asta e scopul meu în viață. Care e scopul tău ca și părinte pentru copilul tău? Iubiții mei, ca și părinți, avem o mare influență în a-i determina pe copil ce vrea să facă în viața aceasta. Zilele trecute în Italia am așteptat cineva la urmă și au zis, frate Cristi, vreau să mă pocăiesc. Dar de ce vrei să te pocăiești?
Pentru că tatăl meu e robul viciilor și al băuturii. Și văd cât a suferit mama mea, cât a fost de abuzată, cât a fost de bătută, cât a fost de necăjită. Și vreau să mă pocăiesc ca să n-am eșecul pe care tatăl meu l-a avut. Să pot să fiu un bărbat sfânt, având o soție sfântă, și să nu produc daune materiale, spirituale sau morale familiei mele. Am rămas mirat. Un băiat care a zis, nu vreau să fiu ca tată. N-ai vrea astăzi să umbli cu Dumnezeu și să zică băiatul tău, vreau să umblu cu Dumnezeu ca tată. Să zică fata ta, vreau să umblu cu Dumnezeu ca și mama și Dumnezeu să mă folosească. Iubiții mei, ca și părinți, avem o mare influență în a-i determina pe copii să facă ceva de folos în viața aceasta. Să nu confundăm dorința noastră cu ținta lui Dumnezeu. Poate ai o dorință, dar trebuie astăzi să o pui pe cântar, să o verifici cu Biblia și să spui, Doamne, vreau dorințele mele să fie aliniate cu dorințele tale. De ce? Unii părinți vor raiul pentru copii aici pe pământ și sacrifică raiul lui Dumnezeu pentru asta. Vă aduc aminte de Ana și de Samuel. În 1 Samuel 1 cu 11, Ana spune care e ținta pentru băiatul ei. Spune aici la un moment dat, îl voi închina Domnului. Și nu a fost ușor pentru Ana să-și ducă copilul la templu, să-l lase acolo în grija lui Eli. Apropo de cei care vă plângeți, când scria unul pe internet zilele trecute, în orice biserică m-am dus, am găsit probleme. Zic, mă, cred că probleme ca și la Samuel cu Eli, nu cred că ai găsit. Da, dar zice, sunt unii oameni compromiși, sunt unii oameni care nu trăiesc după cuvânt, hai să spun ceva. Samuel a avut lângă el băieți de-a lui Eli care nu trăiau cu Dumnezeu și nu trăiau după cuvânt. Și totuși Samuel o trăi frumos. De ce? Că astăzi, în loc să te uiți la oameni, te poți uita la Dumnezeu. Și să ai pe Fiul lui, pe Iisus Hristos, ca exemplu. Mai spun ceva pentru mamele din sală și mă apropii de încheiere. Nu știu câte Ana și câte Penina sunt aici în sală. Am întâlnit femei care au stilul ăsta al Peninei. Toată ziua se înțepe. Dar nu cred că sunt la Jebel. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că numai Ana aveți aici. Dacă ești în sală și ești Ana și ești înțepată și ești bajocorită, mai ales dacă ai primit copii de la Domnul, am văzut că atunci când ai copii, mulți vor să-și facă poză cu pruncii tăi, dar nimeni nu spune, hai să iau eu 2 săptămâni să mă ocup de ei. Am un prieten care are tripleți. Au zis, Cristi, când ieșeam pe stradă cu ei, mă opreau oamenii să-și facă poze, dar unul nu m-a zis, vreau să-i schimb eu la noapte. Să dorm eu cu ei. Mai subliniez ceva. Există o perioadă în viață când ești compătimit. Uite, vezi prunci, pampers, n-au cum să meargă în concediu cu 8. Unde să mergi în concediu? Până faci bagajele și le desfaci și s-o duci o săptămână. Și să mergi în concediu. Uite, zice, ce greu le este. Uite cum noaptea nu poți să doarmă, să pui 6-7 pachete la școală. Asta e o perioadă de compătimire. Hai să vă spun că după asta urmează o perioadă de invidie. Mă uit la mama soacră, la Peșca, 12 copii. De seară vom merge la 2 binecuvântări, să vedeți când parchează 10 mașini și coboară 25 de nepoți. Toți aia de pe stradă care o făceau cu ouă și cu oțet, acum se uită și îi invidiată. N-ai cum să fii invidiat când mai devreme în viață dacă n-ai fost compătimit mai întâi, știți? Și greu să depășești perioada compătimirii. Dar mai este și invers. O vreme când ești invidiat. Bă, ce fain de ei! Uite, numai distracție, numai concedii, nici nu vin la biserică. Uite, ăștia își trăiesc viața. Să vedeți mai târziu când o să fie compătimiți, ce greu o să fie. Ana a fost bajocorită. Și am un gând pentru Anele din biserică. Dacă sunteți bajocorite, nu mereți la comitet cu Penina, că stăm deja destul la comitet, nu mai trebuie să mai stăm 2-3 ore în plus. Dacă sunteți bajocorite, mereți înaintea Domnului și vorbiți cu Dumnezeu despre Penina. Dacă ai probleme, vorbește cu Dumnezeu despre problemele tale și ele se vor rezolva. A fost o perioadă în viața mea când am vorbit cu oameni despre problemele mele și dintr-o dată mi-am dat seama că am mai multe probleme acum.
Dar când vorbești cu Dumnezeu, se rezolvă. Și mai am un cuvânt pentru Ana din biserică. Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Arătați-mi, vă rog, copiii pe Ninei. N-am mai auzit nimic despre ei. Că dacă te-ai ocupa cu judecata, cu bârfa, cu înțepatul, te face Dumnezeu să plătești prin copii. Dacă te-ai ocupa cu rugăciunea, o să auzi într-o zi că Dumnezeu a vorbit cu băiatul tău, cu fata ta. Ce bucuroasă a fost Ana în ziua când a auzit că Dumnezeu l-a strigat pe Samuel pe nume. Închei cu exemplul lui Moise, iubiții mei. Nu am găsit pe paginile Bibliei un război mai profund ca și războiul pe care l-au purtat acești părinți. Robi în Egipt, într-o țară care nu era a lor, fără încălzire în pardoseală, fără scaune tapițate, fără cuptor de microunde. O rămas însărcinată Iochebed, mama lui Moise, și avea burtică și nu erau atunci aparate cum aveam noi, cum avem noi, să spună la 3 ani. Vezi că ai fetiță, intri pe trendiol, roz. Umpli coșul cu roz. Nu era așa ceva. Din când în când vorbea Iochebed cu Amram. Îmi dau seama din Biblie de lucrul ăsta. Ce facem dacă copilul se naște? Că faraonul a zis toți băieții să fie uciși. Dacă e băiat, ce facem? Și Iochebed a scris așa. Eu nu o să ucid copilul. Eu nu o să omor copilul. Eu nu o să iau medicamente să întrerup sarcina. Eu cred că Dumnezeu va purta de grijă acestui copil. Bun, dar dacă e băiat, și dacă e băiat, așa facem. Și când o născut, i-a spus moașele, este băiat. Nu erau biberoane ca și acum, nu era lapte praf ca și acum. Băiatul a crescut și când crește, și plămânii cresc. Soldații probabil că treceau pe lângă locurile unde locuiau evreii. Și într-o zi vine Amram acasă, se uită și o vede pe Iochebed cu o grămadă de nuiele lângă ea. Ce faci, Iochebed? Păi zice, trebuie să fac un coșuleț, să-l punem pe Nil. Deci nu în Nil, nu aruncăm copiii în Nil, punem pe Nil. Dar de ce face asta, Iochebed? Pentru că pericolul ca să fie descoperit este tot mai mare. Spun cei care se ocupă de studiul fluviilor că cel mai populat fluviu de crocodili în vremea aceea era Nilul. Însă Iochebed avea o credință mare. A pus coșulețul pe Nil, a venit fata lui Faraon și spune Biblia că i s-a făcut milă. A pus Dumnezeu în fața unui tiran un dram de milă. L-a înfiat pe băiatul acesta și a zis, nu știți pe cineva? Și a zis fata, a zis sora lui Moise, știu eu pe cineva care poate să-l alăpteze. Cât poate alăpta o mamă pe zi? 20 de minute, ori 4, ori 5? În timp ce alăpta mama lui Moise, îi spunea lui Moise, să știi că tu nu ești băiatul lui Faraon? Să știi că bunicul tău nu e Ramses sau alte nume al regilor egipteni. Bunicul tău a fost Avram. Tu nu ești aici. Într-o zi a zis fata lui Faraon către Iochebed, mulțumesc de serviciile pe care le-ați făcut, deja mănâncă morcov pireu, nu mai am nevoie. Spune istoria că mamele evreilor alăptau până undeva la 4 ani, 5 ani chiar. Cu o ultimă privire s-a întors Iochebed și o făcut cu mâna. Nu mai avea ce să facă. Vine ziua când copilul tău pleacă la grădii și trebuie să-i faci cu mână. Când pleacă la școală și trebuie să-i faci cu mână. Următorii 30 și ceva de ani, nu cred că mai putut să vorbească cu el. Doar l-a văzut de la distanță. La 40 de ani o auzit că Moise a ajuns criminal. Ați mai dat vreo șansă la un astfel de băiat? O ucis un egiptean. De la 40 la 80 de ani spune Biblia că mama lui și tatăl lui n-au mai știut nimic de el. A ajuns să fie cioban, a ajuns în pustie și să îngrijească de oi. Acum noi bărbații suntem
cum n-ar trebui să fim uneori și scoatem ochii. Ți-o trebuie prunci, așa? Uite că în Franța nu te sună de 5 ani. Dacă nu-i dai tu un telefon, nici nu te bagă în seamă. Cred că Amran s-a întors de multe ori spre Iochebed și a zis, n-au mai știi ceva de el? Te-ai sacrificat? N-ai dormit nopțile? Cred că Iochebed nu răspundea nimic, se punea pe genunchi și spunea, Doamne, nu știu unde este geata. O plecat din arc de mult, dar știu un lucru, că poți să-i dai întâlnire. Vreau să vă dau o veste bună. Într-o zi, aproape de vârsta de 80 de ani, Dumnezeu îi dă întâlnire lui Moise printr-un rug aprins. Se întoarce Moise în Egipt și eu așa cred că printre bătrânii ăia care au venit și l-au întâmpinat, eu cred că au fost și părinții lui. Iubite mame, știu sacrificiul pe care voi îl faceți și nu vă doresc altceva decât să aveți bucuria pe care a avut-o mama lui Moise. După batjocură, după compătimire, după arătat cu degetul, după ce ai fost chemată poate la școală, la direcțiune, ce umilință, nu? Să auzi într-o zi căci copilul tău s-a întâlnit cu Dumnezeu, că la o seară de evangelizare a ieșit în față, că s-a predat și a udat mocheta sau parchetul cu lacrimi. Mare lucru. În ziua aceea a venit Moise și s-a uitat la bătrân, s-a uitat la mama, la tata și a zis, am o veste bună să vă spun. Dumnezeu m-a trimis să vă scot de aici și să vă duc spre Canaan. Cred că o sărit în sus de bucurie, Iochebed. Cred că toată bajocura au uitat-o. Băiatul meu, din criminal, ajunge un lider. Toată viața am avut problema asta cu el, că se bâlbâia. Nu-ți putea să zică nici mama cum trebuie. Și acum se aud că e un profet? Cine face asta? Dumnezeu. Dumnezeu. Nu știu unde ți-s copiii astăzi. Nu știu pustia în care sunt. Nu vreau să te acuz că copiii tăi sunt acolo. Am întâlnit părinți care și-au făcut partea și totuși copiii au zis, nu vreau să ascult. Și nu pot să acuz părinții pentru asta. Dar ce vreau este ca Dumnezeu să le dea întâlnire copiilor tăi. Vă imaginați momentul când Moise mergea în față și 600 de mii de bărbați în spatele lui. Ce bucuroasă era mama lui. Ce bucuroasă era tatăl. Mare lucru. Vă imaginați momentul când a ajuns în fața Mării Roșii? Și s-a gândit Iochebed, acum să văd ce face copilul. Ce face băiatul meu? O să rămân de rușine. Nu o să rămâi de rușine. Că băiatul tău are un Dumnezeu care poate despărți apele în două. O ridicat toiagul Moise și s-a despărțit Marea Roșie. Doamne, dă-le un toiag copiilor noștri. Fă-le o chemare spre Canaan și ajută-i să ajungă acolo și împreună cu ei să ajungem și noi. Dumnezeu să binecuvinteze familiile care au dus copilul la binecuvântare. Părinții aceștia, Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din biserică. Și când veți face rugăciunea pentru ei la finalul acestui program și când Dumnezeu va stropi cu binecuvântare peste cele două odrasle, să binecuvinteze toți copiii biserici. Și să nu uitați, suntem într-un război, avem de șlefuit săgeți, Dumnezeu să ne dea biruință. Amin.